Între cei mai buni elevi ai noștri, de fapt toată clasa de la 8 este o clasă deosebită, copii serioși, copii care sunt legați de școală și de tradițiile fundației. Ne caracterizează morala creștină, educația, bunul simț și tot ce se leagă de această bună educație pe care o primesc, atât în familie cât și în cadrul școlii. Ei, acum să mergem la oamenii mari. Da? Domnul profesor, domnul Mihalță, haideți să încercăm cu doamna Paliuc Paula, dacă vă rog frumos. Mulțumesc! Poftiți, doamnă! Mă numesc Paliuc Paula, sunt profesor de limba. De jos, domnul Damaschin, dacă vreți, atunci vă invit. Poftiți, domnul Damaschin, domnul istoric Damaschin, domnul Mihalcea, scriitorul nostru de suflet, și al școlii noastre, doamna Paliuc și doamna Ciornea, dacă n-a sosit încă. Da. Poftiți, vă ascult. Mărturisesc că este dificil să rostești cuvinte legate de valorile naționale în contextul în care aici sunt promovate valorile românești, așa cum observați din citatele care sunt expuse. De aceea este un exercițiu, o formă de încercare pe care încerc să mi-o asum. Legat de Eminescu, mi-am propus să vorbesc despre criza receptării creației lui Eminescu, pentru că, după dezghețul, să spunem, din 1989, au apărut voci care au încercat să minimalizeze axiologic, valoric, opera lui. De exemplu, un studiu cunoscut în lumea literară, intitulat Iluziile literaturii române de Eugen Negrici, apărut în anul 2008, încearcă să demoleze nu numai personalitatea lui Eminescu, dar să anuleze întreaga epocă a clasicilor români, despre care noi știm că au fost formați în cadrul curentului mișcării de la Junima. Cum procedează autorul? Pune între ghilimele, minimalizând, ironizând substantivele clasic, clasicism și chiar se întreabă în ce măsură generația actuală ar mai fi tentată să cunoască opera scritorilor din secolul al XIX-lea. Această receptare de tip fractalic, adică ruptă, întreruptă, se continuă. În sensul că în programele școlare numărul de ore este limitat. Tot mai puține ore sunt acordate cunoașterii operei lui Mihai Eminescu. Ori, dacă nu ai timp să studiezi, probabil că nici generațiile care vin, care se formează, nu vor avea ce să transmită mai departe. Deci încă un aspect legat de această criză a receptării. Dincolo de aspectele pe care le-am invocat, constat că există tineri, există intelectuali formați sau în formare care nu cred în această demitizare. Dimpotrivă, își pun problema și descoperă cu voluptate, cu încântare, adâncimile și înălțimile creației eminesciene. Mă scuzați, dar am încercat să aplic niște metode moderne pe textele eminesciene și am văzut că dă cu plus, am văzut că rezistă foarte bine. Deci nu este atinsă de demodare, de caducitate, poezia, proza și teatrul eminescian. Există mai multe metode de abordare a literaturii. Am aplicat etnometodologia. Aceasta este o știință, considerată știință, apărută în campusurile californiene prin anul 1960, deci relativ recent la nivel științific, care spune așa că prin cuvânt se recrează o realitate. Din punct de vedere social,
elementul lingvistic poate să construiască, să reconstruiască o epocă sau să aducă în prezent ceea ce s-a întâmplat în trecut. Am aplicat această tehnică, etnometodologia, și am descoperit că în poeziile populare ale lui Iemescu există foarte multe elemente legate de realitatea istorică medievală, care prin verbalizare recompun și în secolul al XXI-lea realitatea românească. Vă citez un fragment pe scurt, zice așa, în poezia populară, ea, femeia, care îl așteaptă să se întoarcă. Eu, bădiță, n-am ce face dacă nu-i țara pe pace. Când țara se împăciui, tu acasă că-i veni și eu iară te-o iubi. Deci, din punctul de vedere al etnometodologiei, știință, da, de dată recentă, iată că putem răspunde prezent prin creația emergiană. Există o pasiune în eseistica actuală pentru imaginar. Avem un specialist, Sorin Antohi, predă în Germania, care vorbește despre raportul dintre utopie și distopie. La fel, am încercat să aplic pe textul eminescian raportul dintre cele două principii. Utopia este spațiul ideal, feeric, provine din limba greacă, de utopos, adică spațiul care nu există, nu există în realitate. Există însă în imaginarul poetic, în imaginarul eminescian. Pentru că în poezia lasă-ți lumea ta uitată, mi te dă cu totul mie, spațiul social este unul distopic. Cuplul, care aspiră la recuperarea inițială, adamică, nu se poate împlini la nivel social. De aceea o invită pe ea, el, eu liric, în spațiul ideal, utopic, al pădurii. Mărcile utopiei sunt frunza, cerul înstelat, cărarea codrului, lacul. Deci, și relația aceasta, la nivelul imaginarului, între utopie și distopie, se poate aplica, da, ca o grila perceptivă, pe textul eminescian. Încă o probă că rezistă timpului, în ciuda încercărilor de a-l persifla, de a-l ironiza. Există și alte metode de lucru, hermeneutica, structuralismul, depășit, e drept, semiotica, o știință care a circulat, mai ales în anii 50-60, în universitățile europene, și care pornește de la ideea că fiecare cuvânt este un semn, o sema în indo-europeană. Analizând poezia eminesciană, nu numai cea cunoscută, dar literatura culeasă populară și îndreptată de Mihai Eminescu sau creațiile dramatice, vom descoperi foarte multe semne ale gândirii lui. De pildă, în piesa de teatru Alexandru Lăpușneanul descoperim un personaj extraordinar, un erou, Gruie se cheamă, medieval, care are un comportament, dacă vreți, donchihotesc. Are curaj să înfrunte la hotin ocupația otomană. Numai că ai lui, românii, respectiv boierii care se află în anturajul domnitorului Vodă, îl vor pune într-o situație dificilă, îl vor turna, îl vor încerca să procedeze în așa fel încât să fie asasinat. Deci în piesa de teatru Alexandru Lăpușneanul descoperim un astfel de erou și mai descoperim din punct de vedere, așa cum am zis, semic, la nivelul semnelor, că limbajul lui traduce o viziune teocentrică. El se autointitulează Pârcălabul lui Hristos. Este un erou Gruie din Vrancea. Cu alte cuvinte, reluând creația eminesciană la nivel liric, la nivel dramaturgic, putem să îl situăm la nivelul valorilor reprezentative ale culturii europene,
începând de la Dante, continuăm cu Shakespeare, Dostoevski. Mi-am zis că poate exagerez folosind aceste nume, dar nu cred că sunt subiectivă sau nu sunt subiectivă într-un totul. Valoric face față timpului și atunci această probă m-a încurajat să mențin ideea mai departe. În ceea ce privește articolele politice, aici se poate ține un curs amplu. Cei care fac jurnalism sau științe sociopolitice ar trebui să îmbine metoda imagologică, da, se face mult caz de ea în mediile academice românești, europene, pentru că din nou avem ocazia să descoperim raportul dintre identitate și alteritate, dintre majoritari și minoritari. Cred că cei mai mulți știm problema timpului din punct de vedere economic, politic și administrativ. Durerea poetului, a jurnalistului Mihai Eminescu, este verbalizată. Poate acum nu mai există curajul de a numi răul așa cum o făcea el. Pentru că am fi taxați drept naționaliști, de extremă dreapta, da, așa cum știți. Numai că articolele lui permit, din punct de vedere obiectiv, științific, lăsând la o parte partipriurile, lăsând la o parte umanul, descoperim lucruri care fac față realităților. Științific vorbind, descoperim heteroimaginea, adică imaginea străinului reflectată în cultura majorității, și nu o face cu aversiune, o face obiectiv, aproape, da, chiar științific. Cei care dețineau proprietățile, care dețineau puterea, care într-adevăr veniseră de curând, erau de dată recentă, însă poetul nu este critic, nu este cinic față de toată entitatea, de tot poporul din care provin respectivii, ci numai la adresa individului se manifestă, a indivizilor, a grupurilor care fără scrupule deținau puterea economică, financiară în perioada respectivă. Și atunci mi-am zis că și la nivelul acestui demers științific, imagologic, rezistă creația lui Mihai Eminescu. Apare heteroimaginea, apare autoimaginea, ce spun majoritatea românii, ce spun despre ei, ce spunea Eminescu despre situația comercianților români, micilor comercianți români, care erau defavorizați. Da. Și am revenit la tema de la care am plecat, criza receptării. Este una, consider, indusă, voită, nu este una naturală. În mod firesc, oamenii ar citi unii, așa cum citau și alții altădată, ar citi și acum generația tânără, studenții, elevii, alții cu mai multă pasiune, alții mai puțin atrași, în funcție de personalitatea, cultura fiecăruia. Numai că mi se pare dirijată această meifiență, această distanță față de cunoașterea creației eminesciene. Oricum, cine se respectă, cine vrea să cunoască, are posibilitatea să evadeze din real, chiar și pentru faptul că poezia delectează, dar uneori parcă are și o funcție terapeutică, te liniștește. Așa comunic eu cu tinerele generații în legătură cu opera lui Eminescu. Nu vreau să o fac în mod comun sau în mod obișnuit, nu vreau să-i plictisesc, vreau să-i provoc, vreau să-i trimit pe ei să-și pună probleme, să le placă într-un mod natural creația eminesciană. Sigur, este opera aperta, este deschisă. Paranteza nu se închide. Întotdeauna le spun că vor face cariere în diferite domenii, de la cele actuale până la alt tip de profesii practice, pragmatice, dar să-și rezerve timp încât să
Caute pe telefon creații din lirica emileciană. În ceea ce mă privește, sunt atrasă de poezia matură și de presa lui Eminescu, acum, în etapa aceasta. Vă mulțumesc că ați... O întrebare, cum este receptat Eminescu în literatura universală, adică în universul acesta? Să știți că istoriile literare... De criza receptării. Da, criza receptării. În literatura italiană apare, este numit. Nu știu dacă atât că trebuie. Și în limba franceză a fost tradus. Repet, nu atât cât am vrea noi și cât ar merita. Așa este. Pentru că există complexul limbii și al culturii este europene, pentru că nu este o limbă de circulație, ori limba română, nu? Iar traducerea poeziei întotdeauna face să se piardă. Corect. Traductoare, traditoare. Da. Nu poți să traduci pe Eminescu. Așa pe este, Eminescu. Da. Se poate traduce proza fantastică, da. se pot traduce articolele de la Timpul. Dacă cineva dorește să vadă un ziarist liber, liber până acolo încât să moară, creația lui. Și el era conștient că nu există presă liberă. Chiar spune că nu există în lumea asta presă, ziarist liber. El și-a asumat această libertate. Am văzut în limba tătară acum. Chiar am avut o întâlnire cu cena cu Mihai Sădodeanu și era un doamnă de origine tătară și avea o carte de poezii de Eminescu. Da, traducere în multe limbi, foarte mult a fost tradus, da. Dar, în ceea ce mă privește, îmi păstrez așa rezerva. Sau trebuie să fie niște traducători extraordinari, bilingvi, care să cunoască deopotrivă spiritul limbii române și limba în care traduce. Să aibă și simț poetic. Este o scriitoare a Uniunii. Domnul, da. Dumitrașu, cred că o știți. Doamna Molar, da, o cunoaștem, așa, și care a încercat și eu am citit traducerea, așa, și Luceafărului, spune. Traducerea Luceafărului, da. Și domne, a fost foarte greu. 2 ani de zile a trebuit să fac o traducere aproximativă, da. Așa, mai ales a legat de cuvântul dor. Dor, sigur. Care este un cuvânt pur românesc. Nu știu. Exact. Trebuie să-i găsești parafraza. Exact. Și deja ai schimbat natura și mesajul poeziei. Este un cuvânt sinteză, acoperă, e polisemic, are prea așa multe. Este, da. Da. Mulțumesc, nu vreau să vă rețin. Mulțumesc foarte mult. Iar mai prieteni, dacă vor avea curaj altă dată, vor interveni. Da. Nu, lăsați. Nu, rămâneți acolo, că pot să merg în partea cealaltă.